Dezastrul a lovit Timișoara și mai multe părți ale județului după o furtună violentă care a dus grindină, ploi torențiale și vânturi puternice acoperi 8-0 când Timișul se află de ore în șir sub codii portocaliu de furtuni și grindină. Zeci de copaci din mai multe zone au fost doborâți de vântul puternic în Timișoara. Sat fără curent electric, părții din Timișoara și mai multe suburbii. Precipitațiile au început miercuri după ora 2:00 după o zi cu temperaturi peste 30 de grade Celsius. Autoritățile au emis o avertizare codii portocaliu și au trimis un mesaj alert pe telefon. Ploaia abundentă în rafale de vânt a adus crin. Bloc de locuinte de pe strada Lacului Doborand, mai multe masini, elemente de construcție au căzut și fragmente de pca au spart luneta mașinii proprietar. 4 și 3 s-au trezit ulterior cu apă în casă. Oamenii care locuiesc la ultimul etaj al blocului sunt nevoiți să pună găleții și jardiniere în apartamentele lor pent. Străzii din Timișoara precum și parcării au fost inundate. Video George Stefanita, echipaj Elica Team și pompierii au lucrat toată noaptea pentru a evacua.